2020 a fost un an greu pentru fermieri, atât pentru cei din sectorul agricol, cât și pentru cei din sectorul zootehnic. Însă, pentru a-și recupera din cheltuieli, statul le-a oferit anumite sume de bani. Motorina pe care au utilizat-o în muncile agricole a fost și anul acesta subvenționată. Zilele acestea au fost plătite sume importante de bani. La nivelul centrului județean avem un număr de 625 de beneficiari pentru trimestrul 2, care au primit în sectorul vegetal o sumă de 7.078.000 de lei, pentru sectorul zootehnic 280.000 de lei, iar pentru sectorul îmbunătățiri funciare am plătit o valoare de 102.230 de lei. Un alt ajutor financiar a vizat sectorul zootehnic și vitivinicol afectat de criza cauzată de coronavirus. Și aici, fermierii înregistrați care au depus solicitări la APIA Olt vor beneficia de sume mari. În sectorul bovine am avut un număr de 4 cereri pentru care s-a plătit o valoare de 440.000 de lei. Iar pentru sectorul vitivinicol avem un număr de 5 cereri depuse la centrul județean cu o valoare de aproximativ 780.000 de lei. Agricultorii care doresc să primească anul viitor motorină subvenționată trebuie să știe că 31 decembrie este ultima zi în care pot depune cereri de acord la sediul instituției.